Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre scrierea și citirea numerelor naturale, reprezentarea acestora pe axa numerelor, comparări și ordonări, aproximări și estimări. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a folosit simboluri diferite pentru scrierea numerelor în vederea efectuării unor calcule. În prezent, cel mai des se utilizează cifrele arabe, care provin din cultura indiană. Fiecare număr natural se scrie ca o succesiune de cifre. Un număr care conține cel puțin două cifre nu poate începe cu cifra 0. Pentru a citi un număr natural, grupăm cifrele câte 3 de la dreapta spre stânga. Aceste grupe se numesc clase. Fiecare clasă conține unități, zeci și sute. 10 unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin superior. De aceea, modul de scriere a unui număr natural se numește scriere în sistem decimal sau scriere în baza 10. De la dreapta la stânga avem clasa unităților, clasa miilor, clasa milioanelor, clasa miliardelor, etc. De exemplu, acest număr se citește de la stânga la dreapta, precizând ordinul și clasa fiecărei cifre. 57.234.345.027. Orice număr natural poate fi scris ca sumă de produse, în care unul din factori este pe rând câte o cifră a numărului și celălalt factor este ordinul acestuia de mărime. De exemplu, 35.002 egal cu 3 ori 10.000 plus 5 ori 1.000 plus 0 ori 100 plus 0 ori 10 plus 2 ori 1. O astfel de scriere este unică și poartă numele de descompunere decimală a numărului. Un număr natural ale cărui cifre nu se cunosc se poate scrie cu ajutorul literelor. De exemplu, un număr de 4 cifre se poate scrie sub forma A, B, C, D, unde A reprezintă cifra miilor, B cifra sutelor, C cifra zecilor și D cifra unităților. Descompunerea decimală a numărului ABCD este A ori 1000 plus B ori 100 plus C ori 10 plus D ori 1. Numerele naturale scrise în ordine crescătoare formează șirul numerelor naturale. Acestea pot fi reprezentate pe o dreaptă, asociind fiecărui număr câte un punct unic. Pe această dreaptă se fixează un punct numit origine, un sens de parcurgere de la stânga la dreapta, indicat de o săgeată, și un segment numit unitate de măsură. Numărul 0 corespunde punctului O, numit origine. Coordonata punctului A este numărul 1. Se notează și se citește punctul A de coordonată 1. Reprezentăm punctul B de coordonată 2, C de coordonată 3 și D de coordonată 6. Segmentul OA se numește unitate de măsură. Segmentul OB este format din 2 unități, OC din 3 unități și OD din 6 unități. Pentru compararea a două numere, folosim unul dintre semnele mai mare, mai mic, egal, mai mare sau egal, mai mic sau egal. Dacă avem punctele A mare de coordonată A mic și B mare de coordonată B mic cu A mic mai mic decât B mic, A și B numere naturale, atunci punctul B se află situat la dreapta punctului A pe axa numerelor. Dacă A mic egal cu B mic, atunci punctele A mare și B mare coincid. Dintre două numere naturale care au un număr diferit de cifre, mai mare este acela care are mai multe cifre. De exemplu, numărul 7.234.432 este mai mare decât numărul 943.215,
deoarece primul număr are 7 cifre și cel de-al doilea număr are doar 6 cifre. Dintre două numere naturale cu același număr de cifre, pentru a stabili care dintre ele este mai mare, comparăm pe rând cifrele de același ordin, începând cu cel mai mare, până când găsim două cifre diferite. În situația în care avem mai multe numere, comparăm două câte două pentru a le ordona crescător sau descrescător. Când în locul unui număr natural dat folosim un alt număr apropiat de el, se spune că am folosit o aproximare a numărului respectiv. Aproximările pot fi prin lipsă, prin adaus sau prin rotunjire. Aproximarea prin lipsă a unui număr natural la ordinul zecilor este cel mai mare număr natural format numai din zeci, mai mic sau egal cu numărul respectiv. Aproximarea prin adaus a unui număr natural la ordinul zecilor este cel mai mic număr format numai din zeci, strict mai mare decât numărul respectiv. Rotunjirea unui număr natural la ordinul zecilor este aproximarea prin lipsă sau prin adaus la ordinul zecilor, fiind cea mai apropiată valoare de numărul considerat. În cazul în care cele două aproximări sunt la fel de apropiate de număr, pentru rotunjire se ia în considerare aproximarea prin adaus. La fel vom proceda pentru aproximările la alte ordine. Aproximarea prin lipsă la 10 a numărului 47.325 este 47.320. Prin adaus la 10 este 47.330 și prin rotunjire 47.330. Aproximarea prin lipsă la sute a numărului 47.325 este 47.300, prin adaus 47.400 și prin rotunjire 47.300. Aproximarea prin lipsă la mii a numărului 47.325 este numărul 47.000, prin adaus 48.000 și prin rotunjire 47.000. Estimarea este o aproximare a datelor, o apreciere a valorii pe baza unor date incomplete. De exemplu, estimarea populației planetei noastre este de 7 miliarde de locuitori. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele probleme.